Această Sfântă Liturghie pentru sora Serena și de asemenea pentru Anton, Anica, Cecilia, Gheorghe, Ioan, Iosif, Traian, Elena și Ioan, Mariana, Elena, Mihai și Iulian și răposații familiei. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Duhului Sfânt să fie cu voi toți. Și cu Duhul tău. Eliberează-mă de neliniștea mea, Doamne, privește la umilirea și la truda mea și iartă-mi toate păcatele. Fraților prea iubiți, după ce am meditat împreună pătimirile Domnului îndurate pe drumul crucii, ne dispunem sufletele pentru a primi prezența Domnului la jertfa Sfintei Liturghii. Îi cerem înainte de toate iertare pentru toate greșelile, pentru toate păcatele noastre, pentru ca să participăm cu vrednicie la tainele sfinte. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților,
că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, fapta și omisiunea, din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine, să aibă milă de noi atotputernicul Dumnezeu și, iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică. Credincioșilor tăi, harul de a ne pregăti cum se cuvine pentru sărbătoarea Sfintelor Paști, iar pocăința trupească pe care am început-o să aducă roade în sufletele noastre, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul tău, care fiind Dumnezeu împreună cu tine viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Amin. Citire din cartea profetului Ezechiel. Așa zice Domnul: dar cel rău care se întoarce de la păcatele pe care le-a săvârșit și păzește toate hotărârile mele, face judecată și dreptate, va trăi și nu va muri. Niciuna dintre răutățile pe care le-a făcut nu-i vor fi amintite, ci în dreptatea pe care o va face, va trăi. Doresc eu moartea celui rău? Oracolul Domnului. Oare nu doresc să se întoarcă de la calea lui și să trăiască? Dar dacă cel drept se întoarce de la dreptatea lui și săvârșește nedreptate, dacă face după toate lucrurile abominabile pe care le face cel rău, va trăi, toată dreptatea lui pe care a făcut-o nu va mai fi amintită din cauza sacrilegiului pe care l-a comis. Pentru păcatele pe care le-a comis, pentru ele va muri. Voi ziceți, calea Domnului nu este dreaptă. Ascultați, voi, casa lui Israel, oare calea mea nu este dreaptă? Sau poate căile voastre nu sunt drepte? Dacă cel drept se întoarce de la dreptatea lui, săvârșește nedreptate și moare din cauza ei, el moare din cauza nedreptății pe care o săvârșește. Dar dacă cel rău se întoarce de la răutatea lui pe care a comis-o și face dreptate și judecată, acela își va face sufletul să trăiască. Pentru că a văzut și s-a întors de la răutatea pe care a comis-o, el va trăi și nu va muri. Cuvântul Domnului. Mulțumim lui Dumnezeu. Dacă te-ai uitat la fără de legi, Doamne, cine ar mai putea să stea în fața ta? Dacă te-ai uitat la fără de legi, Doamne, cine ar mai putea să stea în fața ta? Dintr-o adâncuri strig către tine, Doamne, Doamne, ascultă glasul meu,
leacă-ți urechea ta la glasul rugăciunii mele. Dacă te-ai uitat la fără de legi, Doamne, Doamne, cine ar mai putea să stea în fața ta? Dacă te-ai uitat la fără de legi, Doamne, Doamne, cine ar mai putea să stea în fața ta? La tine însă este iertare și ne temem de tine. Dacă te-ai uitat la fără de legi, Doamne, Doamne, cine ar mai putea să stea în fața ta? Eu nădăjduiesc în Domnul, sufletul meu speră în cuvântul său. Sufletul meu îl așteaptă pe Domnul mai mult decât așteaptă străjerii chivirea sorilor. Dacă te-ai uitat la fără de legi, Doamne, Doamne, cine ar mai putea să stea în fața ta? Să nădăjduiască Israel în Domnul, căci la Domnul este îndurare și belșug de mântuire. El îl va mântui pe Israel de toate fără de legile lui. Dacă te-ai uitat la fără de legi, Doamne, Doamne, cine ar mai putea să stea în fața ta? Aruncați de la voi toate răutățile voastre, spune Domnul, și înnoiți-vă inima și Duhul. Domnul să fie cu voi. Și cu Duhul tău. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. Măririți-ne, Doamne! În acel timp, Iisus îi învăța pe discipolii săi zicând, vă spun, dacă dreptatea voastră nu o va întrece cu mult pe cea cărturarilor și a farizeilor, nu veți intra în împărăția cerurilor. Ați auzit că s-a spus celor din vechime să nu ucizi. Dacă cineva comite o crimă, va fi condamnat la judecată. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va fi condamnat la judecată. Dacă cineva îi va spune fratelui său prostule, va fi condamnat de sinedriu. Dacă cineva îi va spune nebunule, va fi condamnat la focul ghienei. Așadar, dacă îți aduci darul la altar și acolo îți amintești că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă acolo darul tău în fața altarului, du-te, împacă-te mai întâi cu fratele tău și apoi venind, oferă-ți darul. Pune-te de acord cu dușmanul tău repede, cât timp mai ești cu el pe drum, ca nu cumva dușmanul să te dea pe mâna judecătorului, iar judecătorul gardianului și să fie aruncat în închisoare. Adevăr îți spun, nu vei ieși de acolo până când nu vei fi restituit ultimul ban. Cuvântul Domnului. Laudă ție, Hristoase! Un
Un bărbat stă de vorbă cu un coleg. Aseară m-am mâniat pe soție așa de tare că ne-am luat la bătaie. Prietenul îl întreabă, și cum s-a terminat? Cum s-a terminat? A venit la mine pe coate și genunchi. Și ce ți-a zis? Mi-a zis, ieși de sub pat, lașule. Mânia este tema Evangheliei din această seară. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va fi condamnat la judecată. Iisus, într-un mod radical, spune că nu e suficient să nu ucidem, nu e suficient să păzim poruncile, ci, dacă vrem să mergem mult mai adânc în urmarea Lui, atunci trebuie să ne controlăm până și atitudinile inimii. Atitudinile de obicei nu rămân închise în mintea și inimile noastre. Mânia despre care vorbește Iisus în cele din urmă se exteriorizează în fapte. Lăsată de voia ei, mânia crește în intensitate așa cum un bulgăre de zăpadă care cade la vale pe o pantă poate provoca o avalanșă. Sfatul practic al lui Iisus este să înnăbușim mânia în fașă fără să ajungem nevrotici. Cu mult înainte să explodăm față de alții, ar trebui să ne împăcăm cu ei, cât timp ne este încă ușor să facem aceasta, cât timp mai suntem pe drum cu dușmanul nostru, spune Iisus în Evanghelie. Sunt multe lucruri în viață pe care nu le putem controla. În schimb, lumea interioară a atitudinilor noastre este un spațiu pe care îl putem controla, pe care trebuie să-l ținem sub control, trebuie să-l recucerim mereu și acest lucru e în puterea noastră. A ne analiza atitudinile interne e un exercițiu pe care e bine să-l deprindem de tineri, de el avem nevoie toată viața. Dar aș dori să mergem mai departe și să observăm reversul monedei. Adică, dacă nu cumva, sunt și situații în care ne e permis sau chiar ar trebui să fim mânioși. Vă amintiți, desigur, episodul în care Iisus merge la templu și găsește pe schimbătorii de bani. Își împletește un bici și alungă din curtea templului. Imaginea aceasta a lui Iisus arătând mânie nu corespunde așteptărilor noastre cu privire la El. Noi îl preferăm pe Iisus cel blând, cu oița pe umeri, ori așa cum i-a arătat în arta de calitate slabă, un Iisus mergând pe câmpi, parcă șters, fără personalitate, dar în templu Iisus se arată puternic, se arată dârz, se arată hotărât. Un Iisus care dă cu biciul și alungă pe oameni, îi scoate afară din casa Domnului. Nu pentru că și-a pierdut cumpătul, nu pentru că nu a mai putut răbda, ci pentru că avea de-a face cu o mare nedreptate, exploatarea săracilor. Să explic puțin mai bine. Evreii erau în timpul lui Iisus ocupați de romani,
iar moneda oficială purta pe ea imaginea împăratului. A folosi o astfel de monedă la templu ar fi fost un act blasfemiator, o încălcare grosolană a legii să nu-ți faci chip cioplit. Era nevoie așadar de un fel de casă de schimb de bani pentru a converti moneda romană în moneda iudaică, cea cu care apoi evreii puteau cumpăra miei pentru jertfă. Dar acest proces era monopolul din care se îmbogățeau doar unii, cei puțini, pe socoteala săracilor. Iată de ce acest procedeu, acest aranjament, deși era legal, era imoral, pentru că îi exploata pe cei care oricum aveau puțin. Era ceea ce numim noi astăzi nedreptate socială. Era la fel cum e avortul astăzi, care este legal la noi în țară, dar e o nedreptate care face parte din însăși structura sistemului. Asta l-a mâniat pe Iisus, această formă de opresiune a celor mai slabi, a săracilor. Dar această mânie a lui Iisus nu e doar o reacție de moment, nu e o ieșire din fire, ci este ceva mult mai profund în două feluri. Mai întâi, Iisus atacă sistemul care favoriza corupția și nedreptatea. Atacă rugăciunea făcută în timp ce lipsește mila, ritul împlinit în lipsa dreptății. Și așa cum am auzit în Evanghelie, spune clar, așadar, dacă ți-aduci darul la altar și acolo ți-amintești că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă acolo darul tău, în fața altarului, mergi și împacă-te cu aproapele, cu fratele tău, și apoi venind oferă-ți darul, cultul, rugăciunea, fără dreptate, fără relația cu aproapele, nu ajută la nimic. În al doilea rând, Iisus se mânie pentru că vrea să atace lipsa de mânie a celorlalți la această nedreptate pe care ei o considerau de rutină, care avea loc în fiecare zi. N-a observat nimeni nedreptatea. Nu s-a scandalizat niciunul, nimeni nu s-a întristat, toți au devenit insensibili, indiferenți. Aceste păcate sociale și strigătoare la cer ar trebui să mânie pe oricine iubește pe Dumnezeu și pe aproapele. Așa că Iisus își arată mânia, o mânie care a răsunat de-a lungul secolelor și care ajunge și la noi astăzi. Oare Iisus nu e supărat că noi ne rugăm, venim la biserică, la calea crucii, păstrăm poruncile, dar nu vrem să schimbăm nimic în noi și în jurul nostru? Nu e Iisus supărat că ne-am obișnuit prea mult cu textele Evangheliei și nu mai auzim că nedreptatea socială strigă la Dumnezeu? Dar pe Dumnezeu cum îl gândim, cum îl concepem? N-am făcut cumva din el un fel de bunic blajin, neexigent, care mereu ne aprobă, chiar și atunci când facem răul, un bătrân aproape senil, în loc să fie acel tată care vrea să ne ierte, dar
nu o va face dacă nu iertăm și noi greșiților noștri și ne rugăm în fiecare zi așa. Iisus pare că ne întreabă noi, de ce nu ne mâniem pe anumite lucruri și situații? Și vă propun, în seara asta când veți merge la culcare, poate aveți obiceiul de a face examinarea conștiinței, vă propun un mod provocator, nou de a face acest examen de conștiință, să ne cercetăm cugetul pornind de la mânie, mânia bună, dreaptă, sau mânie în general, ce lucruri îmi provoacă mie mânia? Că cineva mi-a tăiat calea cu mașina? Acest lucru face parte din categoria lucrurilor care nu ar trebui să ne provoace mânie. Iar cuvintele ce ies de pe buzele noastre nu ar trebui să fie cele din Evanghelie, prostule, nebunule. Sigur, lista este mult mai bogată, depinde de inventivitatea, creativitatea șoferilor. O altă întrebare importantă este ce nu ne provoacă mânia și ar trebui. Sărăcia programată ne mânie, exploatarea săracilor, mita la care poate contribuim și noi, delapidările masive, discriminarea, infidelitatea ridicată la rang de virtute de unele programe mass media. Rasismul ne deranjează oare? Da, există din păcate în societatea noastră rasism, iar uneori de la oameni de la care nu ne-am aștepta. Și mai ales, ne mâniem vreodată oare pe propriul nostru egoism, pe minciunile noastre, pe faptul că de atâtea ori am luat hotărâri bune și nu ne-am ținut de ele, ne mâniem pe noi pentru lipsa noastră de autenticitate? Ce ne provoacă mânia în numele Domnului sau poate în numele victimelor? Oare ce ar trebui să se întâmple ca să luăm atitudine public împotriva acestor nedreptăți? Nu știu dacă v-ați gândit vreodată, dar noi putem fi judecați pe baza a ceea ce ne mânie și a ce nu ne mânie. Iar postul mare e timpul oficial al bisericii în care să ne mâniem suficient de mult, să fim deranjați suficient de mult încât să răsturnăm mesele nedreptății și să punem mesele dreptății în locul lor. Era o duminică dimineață în America de Sud, într-o mică biserică undeva la granița dintre Venezuela și Columbia. La începutul liturghiei s-a întâmplat ceva ce nu era cu totul neobișnuit pentru localnici. O bandă de soldați de gherilă, înarmați cu mitraliere, au intrat în biserică. Au îndreptat armele spre capul preotului, apoi conducătorul lor i-a întrebat pe oameni: mai e cineva care crede în treaba asta cu Iisus? Să vină în față. Tăcere terifiantă, toți erau îngroziți. În cele din urmă, un bărbat a ieșit din bănci, a venit în fața șefului gherilelor și a spus: eu îl iubesc pe Iisus. A fost împins cu brutalitate alături de preot să fie executat împreună cu el. Apoi câțiva alți creștini au venit în față și au fost îmbrânciți lângă preot.
În cele din urmă, șeful gherilelor s-a adresat celor care au rămas în bănci și nu doreau să se identifice drept creștini. Voi nu aveți niciun drept să fiți aici. Ieșiți afară și să nu vă întoarceți până când nu aveți curajul de a vă ridica și de a lupta pentru ceea ce credeți. Pe urmă s-a întors spre preot și a zis: Părinte, te-am scăpat de ipocriți. Acum poți începe liturghia. Oare e prea mult să ne gândim că și Iisus ne provoacă și parcă ne spune: voi credeți sau nu în învățătura mea? Luați vreo atitudine pe baza credinței voastre? Când vă veți ridica, vă veți mânia și veți fi pasionați suficienți de Evanghelie, când veți fi înfometați sau setați după dreptate în societate, când vă veți pune reputația și viața la bătaie, atunci veți fi vrednici să continuați rugăciunea. Poate dacă Iisus ne-ar vorbi așa, ne-am trezi. Dragii mei, Iisus însuși și-a pus viața la bătaie. El a luat foarte în serios religia, cultul, rugăciunea, dar le-a însoțit cu lupta împotriva răului și a nedreptăților. Iar răul s-a mâniat și a încercat să-l distrugă. L-a pus pe cruce. Dacă răul nu ne persecută, dacă cei răi nu ne persecută, s-ar putea să fim prietenii lor. Crucea lui Iisus este simbolul mâniei împotriva răului și prețul pe care îl plătim pentru consecvența noastră de a fi de partea dreptății. Și totuși, numai din cruce ne vine mântuirea. Rugăciunea trebuie să fie însoțită de fapte de dreptate socială. Vă las, dragii mei, cu un ultim gând. Când Sfântul Părinte Papa Francisc a fost aici, la noi, la Iași, ne-a spus în piața Palatului: când va veni sfârșitul lumii? Ne-a spus așa: când nu va mai fi cărare de la om la om, va veni sfârșitul lumii. Când îl vom neglija pe aproapele, va veni sfârșitul lumii. Sfântul Părinte proclama atunci cu voce și conștiință de profet aceeași Evanghelie pe care am ascultat-o în seara aceasta. Dacă îți aduci darul și nu ești în păcat cu fratele tău, lasă-ți darul acolo și mergi și te împacă cu fratele tău. Abia apoi vino și oferă-ți darul. Adică rugăciunea și chiar credința noastră sunt moarte fără fapte.
Fraților preiubiți, Dumnezeu este izvor de viață și de bucurie pentru păcătoșii care se căiesc. De aceea Lui să-i adresăm rugăciunile noastre, rugăciuni care exprimă dorința de reconciliere a Bisericii și a lumii. Să ne rugăm împreună spunând, Doamne, dă-ne spiritul iertării. Doamne, dă-ne spiritul iertării. Pentru ca Biserica Sfântă, care proclamă vestea cea bună a reconcilierii, să evite cu umilință atitudinile și cuvintele care pot scandaliza germenii credinței omului, să ne rugăm. Doamne, dă-ne spiritul iertării. Pentru ca toți conducătorii popoarelor să fie convinși că nu există civilizație adevărată fără a face referire la Dumnezeu, să ne rugăm. Doamne, dă-ne spiritul iertării. Pentru ca trăirea iertării în familie sau în societate să descopere fascinația și puterea iubirii lui Dumnezeu, care iartă și înțelege totul, să ne rugăm. Doamne, dă-ne spiritul iertării. Pentru ca niciodată să nu ne prezentăm în fața Domnului, la altarul Său, fără a fi împăcați cu frații noștri, să ne rugăm. Doamne, dă-ne spiritul iertării. Pentru ca să primim înapoi persoanele pe care le-am exclus din viața noastră, să ne rugăm. Doamne, dă-ne spiritul iertării. Dumnezeule, nu există lucru care să-ți fie mai plăcut decât viața, demnitatea și onoarea omului. Tu ierți cu bunăvoință pe cel care se căiește și îl faci să trăiască din nou. Dă-ne tuturor harul de a ne iubi și de a rămâne uniți cu Tine în păzirea cuvântului Tău, prin Hristos, Domnul nostru. Azi Iisus Hristos te cheamă, răscumpărătorul tău, vrea să te elibereze din robia celui rău. Inima mi-ți stă deschisă ca să intri, Doamne, în ea. Așteaptă ca să vii, recunoaște-ți toată vina, ca iertat de El să fii. Inima mi-ți stă deschisă ca să intri, Doamne, în ea. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Primește cu bunătate, Doamne, această jertfă prin care, în puterea îndurării Tale, ai voit să te împaci cu noi și să ne redai mântuirea prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Și cu Duhul tău. Sus inimile. Le avem la Domnul. Să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru.
Vrednic și drept este. Cu adevărat vrednic și drept, de cuvință și mântuitor lucru este, să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul, ție, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic, veșnic Dumnezeu. Tu ai voit ca prin pocăință să ne exprimăm recunoștința față de Tine, deoarece pocăința ne ajută să ne împotrivim ispitelor mândriei și, împărțind hrana noastră cu cei lipsiți, să urmăm și noi exemplul dărniciei Tale. De aceea, cu mulțimile de îngeri, Te lăudăm, zicând într-un singur glas. Sfânt ești, Doamne, care de la începutul lumii lucrezi necontenit ca și omul să fie sfânt, așa cum Tu ești sfânt. Te rugăm, privește darurile poporului Tău și revarsă asupra lor puterea Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Fiului Tău iubit, Iisus Hristos, întru care suntem și noi fiii Tăi. Deși odinioară nu puteam să ne apropiem de Tine, fiindcă eram pierduți, ne-ai iubit cu o dragoste fără margini, căci Fiul Tău, singurul drept, s-a dat pe Sine la moarte și a îngăduit să fie răstignit pentru noi pe lemnul crucii. Dar mai înainte de a-și întinde brațele între cer și pământ, ca semn perpetu al legământului Tău, El a voit să celebreze Paștele cu ucenicii Săi. Pe când stătea la masă, a luat pâinea și, mulțumind, a binecuvântat-o, a frânt-o și le-a dat-o, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, știind că toate aveau să se împace în El prin sângele Său care trebuia să se verse pe cruce, a luat potirul plin cu rodul viței și, din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor Săi, zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Moartea Ta o vestim, Doamne, și învierea Ta o mărturisim, până când vei veni. Aducându-ne așadar aminte de Fiul Tău, Iisus Hristos, care este Paștele nostru și pacea noastră temeinică, celebrăm moartea și învierea Lui și, așteptând fericita Lui venire, îți oferim ție, care ești un Dumnezeu fidel și îndurător, jertfa care îi împacă pe oameni cu Tine.
Privește cu bunăvoință, Părinte preandurător, la cei pe care îi faci părtași de jertfa Fiului Tău și fă, prin puterea Duhului Sfânt, ca ei care se împărtășesc din aceeași pâine și din același potir să se unească în Hristos ca într-un singur trup, din care să fie îndepărtată orice dezbinare. Binevoiește a păstra pururi, a nepăstra pururi, uniți în credință și iubire, împreună cu Papa nostru Francisc și Episcopul nostru Iosif. Ajută-ne să stăm împreună în așteptarea împărăției tale ce va veni, până în ziua în care vom sta alături de tine, ca sfinți între sfinți, în casa ta cerească, împreună cu fericita Fecioară născătoare de Dumnezeu Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli, cu toți sfinții și cu frații noștri răposați, pe care îi încredințăm în rugăciune îndurării tale. Atunci, eliberați în sfârșit de putreziciunea morții și transformați pe deplin în făpturi noi, îți vom cânta cu bucurie imnul de mulțumire pe care ți-l înalță Hristos, Cel care este viu în veci. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Amin. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru ca, ajutați de milostivirea Ta, să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința Bisericii Tale, și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Și cu Duhul. Dăruiți-vă pacea. Mielul lui Dumnezeu, care e asupra ta păcatele lumii, miluiește-ne pe noi. Mielul lui Dumnezeu, care e asupra ta păcatele lumii, miluiește-ne pe noi. Iată mielul lui Dumnezeu.
Iată-L pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu. Trupul lui Hristos. Iisuse blând, o miel plăpând, Tu te cobori din cer de sus, crin nepătat, nevinovat, eu te aștept cu dor nespus. Eu sunt sărman, un vietor greul vieții să răzbesc. Tu vina mea crucea ta, ai ispășit-o pe calvar, m-ai deslegat de-al meu păcat, pe care-l plâng acum amar. Îmi pare rău, Iisuse al meu, că te-am jignit de atâtea ori, cât voi trăi, te voi iubi din zor, din zi și până-n zor. Te cobori de-atâtea ori în marea taină din altar, să mă întărești, să mă sfințești, să-mi fii mereu izvor de har. O, Doamne, sper să merg în cer cu sfinții tăi, să fiu mereu, când viața mea se va încheia, primește-mă la tronul tău. Hristos, sfințește-mă, trupul lui Hristos, mântuiește-mă, sângele lui Hristos, aprinde-mă,
dragostei lui Hristos, spală-mă, patima lui Hristos, întărește-mă. O bune Iisuse, ascultă-mă, în rănile tale ascunde-mă. Nu lăsa să mă despart de tine, de vrăjmașul cel rău mă apără. În ceasul morții mele cheamă-mă și poruncește-mi să vin la tine ca să te laud cu sfinții tăi în vecii vecilor. Să ne rugăm. Te rugăm, Doamne, ca taina pe care ne-ai lăsat-o ca hrană sfântă să ne reînnoiască și, purificându-ne de aluatul cel vechi, să ne facă părtași de misterul mântuirii prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Și cu Duhul tău. Ia aminte cu îndurare, Doamne, la poporul tău, pentru ca postul pe care îl arată în afară să lucreze în lăuntru, prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Amin. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Mulțumim lui Dumnezeu. Rugăciune către Maica Domnului în vremuri de încercare. O Marie, Tu strălucești mereu pe drumul nostru ca un semn de mântuire și de speranță. Noi ne încredințăm Ție, tămăduitoarea bolnavilor, care sub cruce ai fost asociată suferințelor lui Iisus, păstrându-ți credința neclintită. Tu, salvarea poporului creștin, știi de ce anume avem nevoie și suntem siguri că ne vei da, pentru că așa cum s-a întâmplat la Cana Galilei, să revină din nou bucuria și sărbătoarea după acest moment de încercare. Ajută-ne, Maica iubirii divine, să ne conformăm voinței Tatălui și să facem ceea ce ne va spune Iisus, care a luat asupra Sa suferințele noastre și S-a împovărat cu durerile noastre, pentru a ne conduce prin cruce la bucuria învierii. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești Tu între femei și binecuvântat este rodul trupului Tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Tămăduitoarea bolnavilor, roagă-te pentru noi. Iar acum, încrezători în promisiunile lui Iisus Hristos, ne rugăm pentru răposata soră Serena, precum și pentru răposații Anton, Anica, Cecilia, Gheorghe, Ioan, Iosif, Traian, Elena și Ioan, Mariana, Elena, Mihai și Iulian, Maranda, Lucica și răposații familiei, ca Bunul Dumnezeu să-i învie în ziua de apoi și să-i așeze în rândul Sfinților Săi. Măreț biruitor al morții, Iisuse falnic împărat, Tu Tatălui ceresc mărirea, iar nouă viața ne-ai redat. Tu ai luat a noastră fire, ba chiar și morții te-ai supus, și ai împins prin ea dușmanul, pe cel ce moarte ne-a adus. Iisuse, Dumnezeu puternic, prin marele mister pascal, îi reînvii pe aceia care pierd iarăși harul baptismal. Mereu cu candela aprinsă vom sta în așteptarea ta, și atunci când vei veni la nuntă,
ta lumină, prea dreptule judecător, cu tine să-l vedem pe Tatăl, ca și pe Duhul Sfințitor. Pe slujitorii tăi, Iisuse, care din lume au plecat, condui în veșnica lumină, să te slăvească neîncetat. Strig către tine, Doamne, dintr-o adâncuri strig către tine, Doamne, Doamne, ascultă glasul meu. Pleacă-ți, Doamne, urechea ta la glasul rugăciunii mele. Dacă te-ai uitat la fără de legi, Doamne, Doamne, cine ar mai putea să stea în fața ta? La tine însă este iertare și ne temem de tine. Eu nădăjduiesc în Domnul, sufletul meu se încrede în cuvântul său. Mai mult decât așteaptă străjerii firea sorilor, să nădăjduiască Israel în Domnul. Căci la Domnul este îndurare și belșug de mântuire. Și El va mântui pe Israel de toate fără de legi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Hristoase, îndură-te de ei. Doamne, îndură-te de ei. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Să ne rugăm, Dumnezeule Părinte Atotputernic, Tu ne dai tărie prin misterul crucii și încredere prin învierea Fiului Tău. Te rugăm ca prin acest mister să-i dezlegi pe răposații pomeniți de legătura morții și să-i primești în ceata aleșilor Tăi prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Odihna cea veșnică dă-o lor, Doamne. Și lumina cea fără de sfârșit să le strălucească, să se odihnească în pace. Amin. O Iisuse, Steve.